La Longevity Expo Forum Fest, un eveniment internațional dedicat promovării sănătății și longevității. Să ascultăm ce se întâmplă acolo. Tardiv. Depinde de vârsta pacientului, depinde de vechimea afecțiunii, depinde de factorii care au contribuit la această afecțiune, pentru că ceva care, să spunem, durează de 20 sau de 30 de ani, cum este într-o boală autoimună, cum este într-o poliartrită, care de-abia acum se prezintă pentru această terapie, sigur că lucrurile nu se vor desfășura spectaculos și este nevoie de puțină răbdare, astfel încât să putem să avem o serie de ședințe. Vă las să începeți procedura ca să putem asista. Promit că nu leșin în timp ce o să mă uit aici, deși e greu. Așa, deci, practic, puncția venoasă este ca la o simplă recoltare de sânge, nimic spectaculos. E o operațiune așadar care se poate face fără o pregătire prealabilă, e nevoie doar să parcurgi aceste etape, cum ar fi inclusiv măsurarea tensiunii și celelalte analize prealabile, dar e o terapie care are beneficii, cum spunea domnul doctor, mai ales în afecțiunile inflamatorii, pentru orice înseamnă boli articulare, pentru orice înseamnă boli autoimune. Și durează în jur de 15 minute, spunea domnul doctor, o astfel de procedură, care, iată, cred că începe chiar acum, nu? Ca traseu extracorporal. V-a durut? Da. Nu. Domnul doctor are mâna foarte ușoară la manevra asta și experiență multă în a face această manevră. Nu doare. Așa, ce o să mai facem acum? Să ne întoarcem la cameră un pic. Da. Ce o să mai facem acum? O să folosim, se numește citrat de sodiu, este un anticoagulant, pentru că sângele, fiind în afara corpului, are tendința să se coaguleze și să evităm, practic, acest lucru. Să facem repede, ca să nu afectăm cumva procesul. Da, după cum vedeți, apropo de tehnologie, sângele este într-o mișcare continuă. Practic, acest lucru ne ajută. Ceea ce vedeți astăzi, în fiecare dintre momentele acestea de demonstrație, este ceea ce puteți primi ca procedură, ca terapie în clinicile pe care e important să le vizitați dacă aveți de rezolvat probleme medicale sau pur și simplu dacă vreți să vă pregătiți pentru a nu avea alte probleme mai târziu. Am vorbit cu domnul doctor Baican și despre faptul că e important nu doar să te prezinți atunci când ai suferit o traumă sau o afecțiune gravă, ci să încerci să te pregătești pentru etapele din viață care s-ar putea să te facă mai vulnerabil. Și fiecare dintre procedurile pe care astăzi la Longevity Expo Forum Fest le-am prezentat și le vom prezenta și pe parcursul zilei de mâine și până la finalul zilei de astăzi au acest scop.